Aproape jumătate din băncile care acordă credite în România au fost verificate de la finalul lunii august. Inspectorii ANPC au vrut să afle în special cum sunt promovate și acordate împrumuturile. La toate s-au găsit nereguli. Multe bănci nu-i avertizau pe clienți despre riscul valutar, felul în care se poate modifica rata și suma totală de plată. În unele cazuri nu erau menționate nici măcar dobânda anuală efectivă sau durata contractului. Rambursarea anticipată a împrumutului nu-i costă nimic pe cei care au credite ipotecare. Cu toate acestea, unele dintre bănci menționau comisionul zero ca avantaj în încercarea de a-și atrage noi clienți. Și mai grav, o bancă reținea comision lunar de administrare de 1% calculat la întreaga valoare a creditului, ceea ce este ilegal. Se încasau niște comisioane, unul dintre comisioane era pentru evaluarea bunului imobil și un comision privind sumele retrase din credit. Operatorul economic nu poate percepe comisiuni de retragere numerar din creditul acordat. Specialiștii le recomandă celor care vor să iau un credit să nu se limiteze la informațiile publicitare. Să compare toate ofertele din piață și, în principal, să compare după dobânda anuală efectivă, care reprezintă costul total al creditului. Creditarea a crescut din nou, în special prin împrumuturile în lei pentru locuințe. BNR a avertizat însă că o treime dintre cei care s-au împrumutat în ultimul an plătesc jumătate din venituri pentru rata la bancă.